nouă rețetă din cărticica meseriei de bucătar, carte tipărită la Cluj la 1695. Ia niște brânză frumoasă și gustoasă. Sparge în ea câteva ouă crude și amestecă bine cu o lingură. Dacă adaugi niște mărar mărunțit, o să fie mai bună. Dacă nu ai, o să fie bine și așa. Între timp, fă aluat. Întinde-l și taie-l în bucăți. O lingură, pune pe fiecare bucată câte o bucată. Adică... De aluat întins, dă mixtură de brânză. Împăturește și dacă ai un tăietor zimțat din aramă sau din lemn, taie pe fiecare jur împrejur. E din plastic. Rezolvat. Aruncă piroștele în apă clocotită, lasă să fiarbă și scoate-le. Așează-le pe o tavă. Pune unt pe ele. Poți să presari pe ele niște miez de pâine ras. Mă rog, o să vezi tu cum faci. După părerea mea, lipsește sare. Nu. Dar e interesant. E foarte, un gust foarte simplu. Da. Dar descoperi... Basic, așa. Da, aroma. Vezi că pe zmetul îi dă o chestie, un crunchiness foarte, foarte mișto. Decent. Decent. Părea cocos, puțin. Părea? Cocos. Prea multă coco. Am înțeles. Nu cocos, nu cocos. Mă gândeam la cocos, nu înțelegeam ce vrea. Nu e bine. Se putea pune mult mai multe lucruri în umplutură.